spune așa: Cuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate vesteji, păstrată în ceruri pentru voi. Amin. Haideți să ne ridicăm. A doua parte a zilei Domnului, să-L onorăm și să-L onorăm. Iisuse, culme minunată, de unde îl văd pe Dumnezeu, ce viață binecuvântată adus ai sufletului meu. Iubiți frați și surori, mulțumim lui Dumnezeu pentru harul acesta de a fi împreună în seara aceasta. Suntem în prezența lui Dumnezeu, Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare. Amin. Și Domnul Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea care se face în locul acesta și oriunde se predică Evanghelia. Haideți să ne deschidem inimile în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Doamne, în numele Fiului Tău suntem adunați în locul acesta. Și îți mulțumim frumos pentru că ai venit pe pământul acesta să ni-l arăți pe Dumnezeu. El însuși este Dumnezeu. Și, Doamne, în bucuria aceasta care am găsit-o în El, suntem în seara aceasta dorniți să exprimăm mulțumirea și recunoștința înaintea Ta. Binecuvintează strângerea noastră la olaltă. Doamne, dă în seara aceasta bucurie oricărui suflet, chiar poate printre lacrimile vieții și strâmtorările și problemele vieții. Binecuvintează în seara aceasta copilașii și te rog să-i întărești în creșterea lor, în umblarea lor cu Tine. Binecuvintează părinții. Binecuvintează, Doamne, lucrarea din biserica aceasta. Binecuvintează frații și surorile care sunt bolnavi. Te rog frumos să te atingi de fiecare în parte. Te rog pentru sora Carolina, te rog pentru sora Magda, te rog pentru sora Silvia și pentru fratele Puiu Lăzărescu, da. Te rog și pentru Alexandra. Doamne Dumnezeule, în mod deosebit pentru operația care o va avea,
fie mâna ta, să fie care să ia mâna doctorului. Doamne, ai ascultat rugăciunile noastre în atâtea feluri și îți mulțumesc pentru binecuvântările care le primim din mâna ta. Te rog frumos, Doamne, fă minunea aceasta, numele Domnului Iisus te rog și te rog să binecuvintezi, Doamne, și pe cei nemântuiți. Doamne, lucrează în viața fiecăruia care încă nu te cunoaște pe tine. Adu bucuria mântuirii în fiecare suflet. Iar pentru cei, Doamne, care te-au cunoscut pe tine și care și-au pierdut bucuria, Doamne, te rugăm frumos să reverși această bucurie în inima fiecăruia. Îți mulțumesc pentru Evanghelia ta și te laud pentru toți cei care o propovăduiesc, oriunde și în orice loc, fie ca cuvântul tău, așa cum ai promis, să nu se întoarcă fără rod. Îți mulțumesc pentru că ne asculți în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Haideți să ne așezăm și orchestra și ia locul și laudă pe Domnul cu o cântare. Pentru oricine are dorință să laude pe Domnul, cântarea spune: aceasta mi-e dorință, să te onoresc cu întreaga mea ființă, să te slăvesc. Ce am
îți dau inima și-ți dau sufletul. Pentru tine eu trăiesc, chiar suflarea ce-o am, ție azi ce-o dăruiesc. Fă-i mine voia ta, Doamne, îți dau inima și-ți dau sufletul. Pentru tine eu trăiesc, chiar suflarea ce-o am, ție azi o dăruiesc, fă-n mine voia ta. Aceasta mi-e dorința, să te onorez, întreaga mea ființă să te slăvesc. Aceasta mi-e dorința, să te onorez, întreaga mea pe munte și când ești în vale, sunt două situații diferite, însă Domnul poate să fie cu noi și este cu noi. Când ești pe munte, viața e ușoară, în zile senine tu ești liniștit. Când vine furtuna și ești jos în vale, nu-ți pierde credința în Dumnezeu cel bun. Soare pe cer, el ține.
toată durerea, când treci prin încercare, îți dă speranță, pace și bucurie. Să crezi. E ușor să crezi când ești becul de munte. E ușor să dai sfaturi când n-ai niciun ecaz. Dar când ești jos în valea de încercări și tristețe, atunci credința ți-e supusă la vezi. Domnul este cu tine și-l văi și pe munte. Când e furtună sau e soare pe cer, el simte durerea. Pace și bucurie. Domnul este cu tine. Domnul este cu tine și-l vezi și pe munte. Când e furtună sau e soare pe cer, el îți simte durerea când treci prin încercare. Dă speranță, pace și bucurie. Slavă Domnului! Amin. Aș vrea să ne ridicăm la rugăciune. Aș vrea să aduc înaintea voastră pe bunicul fratelui Dorin, Dorin Simu. Interesant cum lasă Domnul câteodată să curgă, să ploaie din greu încercările. A venit aici și a vizitat mama care are cancer, s-a dus înapoi și a aflat că bunicul lui, care este ca un tată pentru el, are cancer terminal. Au nevoie de rugăciune. Are nevoie de sprijin pentru ca Domnul să-l ajute să treacă cu bine prin focul acesta. Focul acesta arde și la noi în biserică. Avem pe sora Tabita care a trecut prin încercare. Fetița mea se apropie de operație. Și alte și alte nevoi și cazuri pentru care numai la Domnul putem striga și numai milă din partea Lui putem aștepta. Voi sunteți păziți de puterea Lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi în ea. Voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care îl voi iubiți fără să-l fi văzut. Credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Amin. Amin. Doamne, mulțumim pentru harul acesta ca să fim în casa Ta, harul acesta ca să putem citi din cuvântul Tău și să ne rugăm. Mulțumim pentru părtășia pe care o avem între noi. Doamne, Te rugăm frumos la atâtea situații în care numai mâna Ta poate să atingă și să aducă revărsare de har și de milă. Dorim că Tu să fii acela care faci lucrarea aceasta minunată. În mod special, mă rog, pentru fratele Dorin în țară. Binecuvintează-L pe el și familia lui, bunicului. Doamne, celelalte situații care le-am auzit amintite și le auzim ori de câte ori ne rugăm, sora Tabita, Alexandra, tatăl lui Dan Vasilescu, sora Magda și atâția și mai atâția care sunt, Doamne,
soțului Ili. Doamne, te rugăm frumos, dă răspuns după voia ta fiecăruia dintre noi. Rămâi cu noi, primește lauda și închinarea noastră, uită-te la inimile noastre, ajută-ne, Doamne, să stăm smeriți și ascultători de Tine. În numele lui Iisus m-am rugat. Amin. Amin. Tată din cer, vin și înaintea Ta să-ți mulțumesc că sunt din nou în casa Ta în această seară. Slavă-ți. Îți mulțumesc, Doamne, să cam așa un Dumnezeu mare și puternic care poate rezolva orice situație. Îți mulțumim că Te avem pe Tine la care putem să venim, Doamne Iisuse, chiar când trece prin mari încercări și... Îți mulțumim pentru pacea și liniștea care Tu ne-o dai, chiar dacă trecem prin vale de multe ori. Te rog, Doamne Iisuse, Tu să fii cu noi în săptămâna asta, special, Doamne Iisuse, prin toate deciziile care trebuie să le facem, Doamne Iisuse, să ne dai înțelepciune, Doamne Iisuse, Tu să lucrezi, Doamne Iisuse, ca totul să fie bine cu operația lui Alexandru, Doamne Iisuse, Doamne, să fii cu mâna doctorilor, Doamne. Te rog. Te rog pentru bunicul fratelui Dorin, Doamne Iisuse, să Te atingi și de el, Te rog, Doamne Iisuse, pentru... Sora Carolina, pentru Tabita, să o vindeci în continuare, da, te rog să lucrezi în continuare și pentru Camelia, Doamne, să-și dai vindecare complete și ei, Doamne, să tata fratele lui Vasilescu, te rog să te atingi și de el, pe sora Magdalena, Doamne, să-și de toți ceilalți care, Doamne, să poate noi nu cunoaștem, dar Tu știi, îndură-te de fiecare în parte, Doamne, să-și dă Tu rezolvare, Doamne, să-și îți mulțumim că orice ar fi, Doamne, să Tu ești cu noi și simțim prezența Ta în viețile noastre, fii lăudat pentru toate de acum și până în veci. Amin. Amin. Mulțumim. Te rugăm. Îndură-te, Iisus. Te rugăm. Amin. Doamne, venim cu deplină bucurie și mulțumire că avem un Dumnezeu așa de glorie mare, Lui. Care face minuni, Doamne, glorie și să facă minuni. Îți mulțumim, Doamne, pentru cei pe care ai vindecat, Doamne. Da, Doamne. Îți mulțumim și pentru cei pe care îi vei vindeca, Doamne. Da, Doamne, slavă Ție. Toată speranța în Tine și știm că Tu vei lucra. Glorie Ție. Amin. Ți-ți am de Doamne, Iisuse, că Tu ești cu noi prin toate începurile vieții noastre. Îți mulțumim. Amin. Amin. Te laudă sufletul meu și te preamărește inima mea, că Tu ești Dumnezeul meu. Glorie Ție. Ești Cel care mi-ai înălțit sufletul. Glorie Ție. Amin. Te știm în Tine, Doamne, pentru zilele frumoase din viața noastră. Te știm în Tine și în ajutorul Tău pentru voile atunci prin care Tu vrei adesea să ne duci. Da, Doamne. Știm că vei fi cu noi pasat prin promisiunile Tale. Îți mulțumim. Dar cu niciun chip n-am să Te las. Mulțumim. Te voi părăsi. Doamne, nu lăsa pe cei suferiți. Amin. La capătul răbdării lor. Te rugăm. Te rog să întărești pe fiecare frate și soră. Te rog să dai credință Tine, să arunci pe ispititorul de la ei, Doamne, și să-i ajut să-și păstreze credința neprihană. Așa mă rog, Doamne, în ceasurile grele, de suferință, omul poate face și lucruri necugetate. Eu te rog să-i păstreze credință pe fiecare dintre ei, să-mi mărești credința, să faci unul de anapoi. Te rog să rămân și pentru sora Silvia, Lăzărescu și pentru toate pe Doiul. Te rog pentru... Atinge-te
fiecare care e bolnav, atinge-l, iar pe noi, Doamne, să ajută-ne să stăm pregătiți înaintea Ta, Doamne Iisuse, să fim gata, că atunci e venirea Ta, Doamne, e la ușă, Doamne. Slăvit să fie numele Tău, glorificat să fii Tu de acum și până în veci de veci. Amin. Fratele Dorin și de casa lui, Doamne, te rugăm, Doamne, să te atingi de bunicul lui și de mama lui. Îți mulțumim, Doamne, că Tu vei face lucrurile acestea și în mod special, Doamne, te rugăm pentru Alexandra, pentru ceea ce va interveni prin doctori în trupul ei, Doamne, te rugăm ca Tu să fii acolo. Fii în mâna doctorilor, Doamne, și să faci după voia Ta ca să ne putem bucura și să Te aducem slavă. Te rugăm să binecuvântești pe fratele Puiu, Doamne, familia lui. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ne vorbești prin el. Te rugăm, Doamne, ca Tu să ne ajuți ca să înțelegem cuvântul Tău și să-L trăim în viața noastră. Amin. Amin. Aceasta n-am cântat-o de mult, nu te îndoi, ci crede, oricât de grea e durerea, căci Domnul te mai poate vindeca. La El este puterea, la El e mângâierea, El știe cât de grea e boala ta. Nick
nimeni nu-i venea în ajutor. Și azi are putere și azi întinde-ți braț slavului, cel ce a dat lumina orbilor. E putere, putere în numele Iisus, e iertare, iertare în sângele ce-a curs, e iubire, salvare și vindecare în dar. E putere în jertfa din Calvar. E putere, e putere, putere în numele Iisus, e iertare, iertare în sângele ce-a curs, e iubire, salvare și vindecare în dar. E putere în jertfa din Calvar. A vindecat leproșii, a vindecat leproșii, chiar și demonizații, El a adus salvarea tuturor. Să ne unim cu toții, să ne rugăm toți frații, să mai coboare Domnul în popor. Glorie lui! E putere, putere în numele Iisus, e iertare, iertare în sângele ce-a curs, e iubire, salvare și vindecare în dar. E putere în jertfa din Calvar. E putere, putere în numele Iisus, e iertare, iertare în sângele ce-a curs, e iubire, salvare și vindecare în dar. E putere în jertfa din Calvar. Nu te îndoi, ci crede că Domnul se îndură. Prin sângele cel sfânt ai fost spălat. Adu-ți aminte astăzi ce scrie în Scriptură și poți pleca acasă vindecat. Aleluia! E putere, putere în numele Iisus, e iertare, iertare în sângele ce-a curs, e iubire, salvare și vindecare în dar. E putere în jertfa din Calvar. Cu toată inima. E putere, putere în numele Iisus, e iertare, iertare în sângele ce-a curs, e iubire, salvare și vindecare în dar. E putere în jertfa din Calvar. Glorie lui, slavă lui. Iubire sfântă și bogată, tu ne rămâi mereu. Cântarea noastră minunată în veci lui Dumnezeu. Iubire sfântă.
strâng cuvântul sfânt în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. O, dacă lăudau oamenii pe Domnul pentru bunătatea lui și pentru minunile lui față de fii oamenilor. Psalm 107:8. Amin. Pasărea-n câmp. Ce faci tu? Ce faci tu? Mereu îl laudă pe Domnul Sfânt. Ce faci tu? Laudă pe Domnul Sfânt. Faci El te iubește mult. Sfântă-i astăzi bucurăs Domnului Hristos. Laudă-L pe Domnul Sfânt. Faci El te iubește. Este bucuroasă. Ce faci tu? Ce faci tu? Să națe spre cerul tot foioasă. Ce faci tu? Laudă-L pe Domnul Sfânt. Tot ce te iubește mult. Cântă-i astăzi bucuros Domnului Hristos. Laudă-L pe Domnul Sfânt. Tot ce te iubește. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre el și aceasta fără vorbe, fără cuvinte al căror sunet să fie auzit, dar răsunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginile lumii. În ceruri el a întins un cort soarelui și soarele, ca un mire care iese din odaia lui de nuntă, se aruncă în drumul lui cu bucuria unui viteaz, răsare la un capăt al cerurilor și își îsprăvește drumul la celălalt capăt, nimic nu se ascunde de căldura lui. Legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul. Mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor. Orânduirile Domnului sunt fără prihană și veselesc inima. Poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii. Frica de Domnul este curată și ține pe vecie. Judecățile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte. Ele sunt mai de preț decât aurul, decât mult aur curat, sunt mai dulci decât mierea, decât picurul din faguri. Robul tău primește și el învățătura de la ele. Pentru cine le păzește, răsplata este mare. Cine-și cunoaște greșelile făcute din neștiință? Iartă-mi greșelile pe care nu le cunosc. Păzește de asemenea pe robul tău de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine. Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari. Primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele, Doamne, stânca mea și izbăvitorul meu. Amin. Amin. Orchestra continuă închinarea.
să spunem încă o dată și în seara aceasta, Hristos a înviat împreună cu frații noștri din România și fie ca această putere a învierii să fie la lucru în locul acesta, în inimile noastre și în orice loc unde se propovăduiește cuvântul lui Dumnezeu. Amin. N-am vorbit de clădire de multă vreme și cum zic americanii, no news, good news, că n-am auzit nimic de la Bensonville, de la Village of Bensonville. Să rugați-vă ca Dumnezeu să facă minunea și să putem să continuăm să rămânem în locul acesta. Amin. Pentru că nimic nu este cu neputință la Dumnezeu. Și mulțumim Domnului pentru clădirea aceasta. E un mare har. Eu îl apreciez ori de câte ori vin în locul acesta. Și Domnul să ne ajute să putem să rămânem ani mulți, până când Domnul va deschide alte uși pentru slava și gloria Lui. Duminica viitoare va fi sărbătoarea mamei. Vom mulțumi Domnului pentru mamele noastre. Copiii vor avea repetiție vineri la ora 7, iar la serviciul de duminică seara va fi sărbarea mamei și va fi programul copiilor. Am spus azi dimineață că Dumnezeu ascultă rugăciunea și e nevoie de rugăciune. Sora Magda nu este aici, însă ne ascultă, cred că acasă, pe internet. Domnul să o binecuvinteze. Sora Magdalena, mă bucur că a putut să vină după masă. Dumnezeu a scăpat pe sora Vicky, pe sora Aurora și va fi rândul la sora Magdalena. Domnul să binecuvinteze sarcina, copilașul pe care îl purtați și să vă ajute să îi aduceți, să-l aduceți cu bine și sănătate pe pământul acesta. Săptămâna trecută am omis ziua de naștere a lui Sara și Emanuel. Domnul să-i binecuvinteze și pe ei. Ne bucurăm că Domnul îi întărește și Domnul să binecuvinteze și pe Claudiu și pe Mirela și Domnul să binecuvinteze pe toți copiii, pe dumneavoastră ca părinți. Nu uitați să continuați să vă rugați pentru sora Carolina, pentru familia Lăzărescu, pentru mama fratelui Dorin, aici în America, pentru bunicul dânsului. Dânsul mi-a a fost diacon la biserica din Răchitova, lângă Oravița. Domnul să se îndure de situația prin care trece. Domnul să o binecuvinteze și pe sora Daniela și pe Bianca. Mă bucur că fratele Liviu este cu noi. Și Domnul Dumnezeu să facă ca în puterea Lui și Ili se va întoarce în Anglia pentru o vreme. Domnul să te binecuvinteze împreună cu Claudiu, soțul ei, și Domnul să asculte rugăciunea lui Edi. Cred că este pentru fiecare dintre noi ceva care nu vom uita niciodată. Doamne, fă mai repede. Este rugăciunea unui copil pentru ca să-l întâlnească, să fie împreună cu tatălui. Domnul să asculte rugăciunea aceasta. Ne vom închina Domnului împreună cu darurile de bunăvoie în timpul unei cântări. Apoi ne bucurăm ca să ascultăm un cuvânt din partea Domnului prin fratele Nelu și după ce vom asculta mesajul acesta, fratele Aurel va avea o cântare spre slava Domnului în seara aceasta. Haideți să cântăm împreună, așa ca să ne pregătim inimile pentru ascultarea cuvântului. Vrednic ești de cinste și închinare. Noi ridicăm mâinile noastre, înălțăm numele Tău. Vrednic
Vrednic ești de cinste și închinare. Noi ridicăm mâinile noastre, înălțăm numele Tău sfânt. Ce mare ești și ce mari minuni faci Tu, și ca Tine altul nu, și ca Tine altul nu-i. Ce mare ești și ce mari minuni faci Tu, și ca Tine altul nu-i, și ca Tine altul nu-i. Ce mare ești. Hai să-i spunem Domnului, vrednic ești de cinste și închinare. Vrednic ești de cinste, slavă-ți, și-nchinare. Noi ridicăm mâinile noastre, înălțăm numele Tău sfânt. Vrednic ești de cinste era Domnul Iisus Hristos pe pământ, le-a spus ucenicilor Săi, în lume veți avea necazuri. Și cât este de adevărat lucrul acesta, îl vedem fiecare dintre noi. În Ioan capitolul 14, primul verset, spune cuvântul lui Dumnezeu, să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în Mine. În ultimul timp am auzit un mesaj care dădea definiția bărbatului. Și multe definiții s-au dat, probabil, dar definiția aceasta n-am mai auzit-o niciodată. Spunea vorbitorul, bărbatul este acela care este slab și depinde de Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care ne-a creat și în fiecare dimineață, spune Cartea Genesei, Dumnezeu se întâlnea cu omul pe răcoarea zilei. De ce se întâlnea Dumnezeu cu omul în fiecare dimineață? Pentru că omul avea trebuințe. Dumnezeu era cu el și Dumnezeu era în stare să-i rezolve trebuințele omului. În momentul în care omul a pus capăt, a curmat și a spus, nu mai vreau pe Dumnezeu, în momentul acela s-a rupt legătura cu Creatorul nostru, cu Tatăl nostru și în momentul acela
omul umblă fără de niciun ajutor și fără de nicio speranță. Este interesant că a fost un caz, în Sfânta Scriptură ne spune că era un împărat în cartea lui Daniel care a visat un vis și a dus pe toți vrăjitorii și cititorii în stele să-i spună visul. Nimeni n-a fost în stare să-l tălmăcească. Și cu ocazia aceasta, în regat era Daniel. Și Daniel îl roagă pe slujitorul împăratului să-i dea timp ca să-i tălmăcească visul. Până la urmă, fiindcă Daniel știa secretul că bărbatul depinde de Dumnezeu, s-a dus în fața lui Dumnezeu, a cerut descoperire de la Dumnezeu și acum ascultați cuvântul ce spune. Daniel, capitolul 2, versetul 26 și în continuare. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel, care se numea Belșațar, ești tu în stare să-mi spui visul pe care l-am visat și tălmăcirea lui? Daniel a răspuns împăratului și a zis, ce cere împăratul este o taină, adică un secret, pe care înțelepci, cititorii în stele, vrăjitorii, ghicitorii, nu sunt în stare să o descoperă împăratului. Dar este în ceruri un Dumnezeu. Asta este speranța omului care trăiește pe pământ și care pământ despre care Domnul Iisus Hristos spune pe pământ veți avea necazuri. De fiecare dată trebuie să ne amintim că este în cer un Dumnezeu. Și Dumnezeu înseamnă, v-ați pus întrebarea, ce înseamnă numele de Dumnezeu? Atotputernic. Cel care poate totul. Sara era în locuința ei. Era bătrână. Și Dumnezeu vine și spune la anul, pe vremea aceea, pe vremea aceasta, vei avea un copil. Și Sara s-a râs. Și îl întreabă pe Avram, de ce s-a râs Sara? Este un lucru, spune Dumnezeu, prea greu pentru Dumnezeu, pentru Cel care este atotputernic? Aici, pe pământ, suntem trecuți de multe ori prin necazuri. Și se împlinesc cuvintele Domnului Iisus Hristos, care spune că în lume veți avea necazuri. Mi-a plăcut întotdeauna ca să citesc și să aflu cât mai multe lucruri. Deși meseria mea era inginer, am început să studiez medicină, să învăț plante medicinale, să citesc cât mai mult și am știut multe lucruri. Despre orice boală știam imediat ce-i bine să faci. Într-o zi, Dumnezeu mi-a dat ștroc. Nu știam nimic despre boala aceasta. Nici măcar un leac, nici măcar nu știam ce-i. Când m-am dus la spital și mi-au spus, nu știam, atunci am aflat prima dată. Cu ocazia aceea, Dumnezeu mi-a dat un cuvânt.
Psalmul 34, versetul 19, care spune așa: de multe ori vine nenorocirea peste cel neprihănit, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea. Domnul Iisus Hristos era pe pământ. Și spune textul din Evanghelia după Luca, capitolul 8, versetul 43 și 44. Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea își cheltuise toată averea cu doctorii fără să fi putut fi vindecată. Ea s-a apropiat pe dinapoi și s-a atins de poala hainei lui Iisus, îndată scurgerea de sânge s-a oprit. Nici măcar ucenicii, nimeni de acolo din popor nu avea credința femeii care a zis: dacă nu mai am avere, că am dat-o la doctori și boala mea în trup a mai rămas. O singură femeie avea credință în Domnul Iisus Hristos și s-a apropiat de hainele ei, lui, pentru că zicea ea: măcar să mă pot să mă ating de el. Și s-a atins de Domnul Iisus Hristos. Am început cu cuvintele: aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine. Domnul Iisus Hristos este Cel care a purtat boalele noastre și este Cel care a avut o misiune specială pe pământ, și anume aceea și de a vindeca printre altele. A avut misiunea să ne scape de păcatele noastre, dar în același timp și de a ne vindeca. Și ca să vedeți cât este de adevărat lucrul acesta, deschideți, vă rog, Sfânta Scriptură împreună cu mine la Evanghelia după Ioan, capitolul 9, unde găsim următoarele cuvinte. Când trecea Iisus, a văzut pe un orb din naștere. Orbii din naștere nu se vindecă. Și versetul 2. Ucenicii lui l-au întrebat: învățătorule, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui, de s-a născut orb? Iisus a răspuns: n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Cât este ziua, trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea când nimeni nu va mai putea să lucreze. Ce lucrări avea de făcut Domnul Iisus Hristos? Și textul ne spune în continuare: după ce a zis aceste vorbe, versetul 6, a scuipat pe pământ și a făcut tină din scuipat, apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta. Și a zis: du-te de te scaldă în scăldătoarea Siloamului, care tălmăcit înseamnă trimes. El s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. Ce lucrează sau care mai era lucrarea Domnului Iisus printre altele? Spune el: cât este ziua, trebuie să lucrez, că vine noaptea când nimeni nu va mai putea lucra. Textul ne spune
că lucrarea Domnului Iisus Hristos era și aceea să vindece pe bolnavi. Și orbul acesta era un orb din naștere și din cauza aceasta nimeni nici nu putea să se gândească că vreodată va fi vindecat. Preoții și cei de la templu au zis: cum vezi, omule? Pentru că nu s-a mai pomenit niciodată ca un orb din naștere să vadă. Daniel spunea: este în ceruri un Dumnezeu, adică unul care este atotputernic și care poate să facă orice. Dar mai mult, este în cer un Dumnezeu care este Tatăl nostru. Este în cer un Dumnezeu care ne-a trimis un Mântuitor pe Iisus Hristos și lui s-a dat, spune Sfânta Scriptură, toată puterea în cer și pe pământ. I s-a dat puterea și asupra boalelor noastre. Biblia spune că Domnul Iisus Hristos este Cel prin care s-au făcut toate lucrurile. Și noi am fost făcuți prin Domnul Iisus Hristos. Dacă e așa, înseamnă că ne știe fiecare celulă. Mai mult, știe fiecare program din codul nostru genetic sau din DNA. Știe totul despre noi. Unele boli, de exemplu, despre diabet, se spune că mulți din cei care suferă de boala aceasta au dereglări genetice. Adică ceva s-a întâmplat în programele din codul genetic. Și atunci comenzile care se dau în organism nu mai sunt bune și nu mai pot regla zahărul din sânge. Iisus Hristos știe și programele pe care le-a pus în noi. De aceea pentru El nu-i complicat să ne vindece. Aici pe pământ a fost situații când oamenii au spus: imposibil. În Evanghelia după Ioan, capitolul 11, ni se spune că prietenul cel mai bun al Domnului Iisus Hristos a murit. Și când sosește Domnul Iisus Hristos acolo, spune printre altele: dați piatra la o parte. Și oamenii spun: cum s-o dăm? Că miroase greu, că este mort de 4 zile. Ce rost mai are să dăm piatra la o parte? Și Domnul Iisus Hristos îi spune lui Marta: nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea lucruri mari? Și Domnul Iisus Hristos se rogă Tatălui care este în ceruri. Este în cer un Dumnezeu care poate totul. Și spune: știu că mă asculți, că totdeauna m-ai ascultat. Și Lazar din morți a ieșit afară de mormânt. Cu cât mai mult Domnul Iisus Hristos poate să ne vindece pe noi astăzi. Voi încheia cu cuvintele psalmistului: El îți vindecă toate bolile tale, îți iartă toate păcatele tale. Iisus Hristos este Domnul, Cel care a biruit moartea, Cel care are puterea asupra bolilor, Cel care are puterea asupra demonilor, Cel care poate să vină în ajutorul nostru, Cel care a spus cuvintele: să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu,
și aveți credință în mine. Amin. Slăvit să fie Domnul! Sunt mulți oameni care, datorită binecuvântărilor pe care Domnul le-a adus în viața lor, trăiesc pe pământul acesta parcă ar fi legați de el și niciodată n-ar pleca de aici. Le prețuiesc așa de mult bunurile care le-au fost încredințate încât nu s-ar mai despărți de ele. Sunt unii însă în contrast cu aceștia care li s-a încredințat foarte puțin și atunci zilnic strigă către cel prea înalt, către Dumnezeu, să-i ajute în fiecare zi să poată birui, să treacă prin încercările care supuși în fiecare zi și să facă cumva să fie și viața lor mai ușoară. Sunt mulți dintre aceștia care și-au pus nădejdea doar în El. Acum nu zic că toți cei care le-au fost încredințați mult, nu vor ajunge în cer. 100% că sunt foarte mulți dintre ei care știu să prețuiască ceea ce le-a fost încredințat și caută să aibă parte din încredințarea care le-a fost dată lor și cei care duc lipsă. Dar sunt mulți și din cei săraci care, în loc să binecuvinteze și să spună: Doamne, îți mulțumesc pentru că și în această zi cu Tine am trecut prin necazurile ei și am rămas credincios ție. Ridică ochii spre cer și poate că în loc să aducă mulțumire, aduc cuvinte urâte, jignitoare celui care le-a dat viață, care îi ține în viață și care prin harul său continuă până la sfârșit. David, împăratul David, înainte de a trece în neființă, aduce o rugăciune extraordinară înainte de înscăunarea fiului său Solomon și în rugăciunea lui vreau să citesc: Înaintea ta toți suntem niște străini și locuitori ca toți părinții noștri. Zilele noastre pe pământ sunt ca umbra și continuă el fără nicio nădejde. Slăvit să fie Dumnezeu că și nădejdea noastră este în ceruri. Amin. Și este vie. Șalul era tot acolo, dar încă nu știa, fiindcă nu era descoperită. În 1 Petru capitolul 1, cu versetul 11, cuvântul lui Dumnezeu ne spune: Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Acum nu vă mai citesc poftele firea pământească, ce roade aduce. Le știți cu toții din Galateni, capitolul 5. Dar în acest sens aș vrea să cânt o cântare. Mă scuzați, poate că nu sunt la înălțimea cântăreților din această biserică, dar așa cum pot, vreau să-L lau pe Domnul. Amin. Sunt doar un biet pribeagă prin lume, un călător spre țara sa. Dureri și boale și primejdii străbat mereu cărarea mea. Eu merg spre cer să-mi văd Tatăl, trec peste orice în drumul meu. Voi trece în curând Iordanul și voi intra în căminul meu. Tu
judec că-s grea mi-e alergarea, mă lupt să biruiesc mereu. Un foc nestins mă cheam acasă, e dorul după Dumnezeu. Eu merg spre cer să-mi văd Tatăl, trec peste orice în drumul meu. Voi trece în curând Iordanul și voi intra în căminul meu. Îmi voi parcurge calea toată și voi ajunge al meu sfârșit. Primit voi fi cu bucurie acasă când voi fi sosit. Eu merg spre cer să-mi văd Tatăl, trec peste orice în drumul meu. Voi trece în curând Iordanul și voi intra în căminul meu. Amin. Mulțumesc fratelui Nelu pentru cuvântul care a fost vestit, pentru cântarea cântată de fratele Aurel. Domnul Dumnezeu să binecuvinteze inimile noastre. Și în seara aceasta e interesant că ne vom uita la un text și vă aduceți aminte că am predicat din Cartea Judecători, ne-am uitat la acest om al lui Dumnezeu, acest judecător pe care Dumnezeu l-a scos, Gedeon. În seara aceasta însă e o situație care cred că ne va cerceta pe fiecare dintre noi. Și vreau să deschideți cuvântul lui Dumnezeu la Judecători, capitolul 8, vom citi de la versetul 22. Judecători, capitolul 8, de la versetul 22. Vă rog să ne ridicăm și să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu. Bărbații lui Israel au zis lui Gedeon: domnește peste noi tu și fiul tău și fiul fiului tău, căci ne-ai izbăvit din mâna lui Madian. Gedeon le-a zis: eu nu voi domni peste voi, nici fiii mei nu vor domni peste voi, căci Domnul va domni peste voi. Gedeon le-a zis: am să vă fac o rugăminte, dați-mi fiecare verigile de nas pe care le-ați luat de, ca pradă. Vrăjmașii aveau verigi de aur, căci erau ismaeliți. Ei au zis: ți le vom da cu plăcere. Și-au întins o manta pe care a aruncat fiecare verigile pe care le prădase. Greutatea verigilor de aur pe care le-a cerut Gedeon a fost de 1700 de sicli de aur, afară de lănțișoare, de cercei de aur și hainele de purpură pe care le purtau împărații Madianului și afară de lănțișoarele de la gâtul cămilelor lor. Gedeon a făcut din ele un efod și l-a pus în cetatea lui la Ofra, unde a ajuns o pricină de curvie pentru tot Israelul și a fost o cursă pentru Gedeon și pentru casa lui. Madianul a fost smerit înaintea copiilor lui Israel și n-a mai ridicat capul, și țara a avut odihnă 40 de ani în timpul vieții lui Gedeon. Ierubaal, fiul lui Ioas, s-a întors și a locuit în casa lui. Gedeon a avut 70 de fii ieșiți din el, căci a avut mai multe neveste. Țiitoarea lui, care era la Sihem, i-a născut de asemenea un fiu, căruia i-a pus numele Abimelec. Gedeon, fiul lui Ioas, a murit după o bătrânețe fericită și a fost îngropat în mormântul tatălui său Ioas la Ofra, care era a familiei lui Abiezer. După moartea lui Gedeon, copiii lui Israel au început iarăși să curvească cu Baali
și au luat pe Baal Berit ca Dumnezeu al lor. Copiii lui Israel nu și-au adus aminte de Domnul Dumnezeul lor, care îi izbăvise din mâna tuturor vrăjmașilor care îi înconjurau și n-au ținut la casa lui Ierubaal, a lui Gedeon, după tot binele pe care îl făcuse el lui Israel. Domnul să binecuvinteze cuvântul lui. Amin. Haideți să venim în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și un frate îndemnat de Duhul Sfânt să ne conducă în această rugăciune. Sfințește buzele celui care va rosti cuvântul tău în această frumoasă și dă-ne o inimă bună ca să-l pricepem, să-l împlinim în viețile noastre. În numele lui Iisus te rugăm. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Cuvântul lui Dumnezeu spune că este mai bun sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Întrebarea care mi-am pus-o atunci când am citit textul acesta, cum este posibil să te întorci de la un Dumnezeu adevărat la idoli? Cum este posibil pentru un om care a gustat într-un mod deosebit puterea lui Dumnezeu să ajungă să abandoneze pe Dumnezeul adevărat? Ce este mai interesant este că omul acesta este un om modest. El este, într-adevăr, un om modest. Cererea care i-a fost adusă din partea bărbaților lui Israel, domnește peste noi tu și fiii tăi și fiul tău și fiul fiului tău, căci ne-ai izbăvit din mâna lui Madian, a fost o ofertă care pentru oricare dintre noi, imaginează-ți, ai putea să refuzi așa ceva? A fost un lucru frumos din partea lor, pentru că, așa cum spun ei, n-a fost ușor să te duci în luptă cu dușmanii și să-ți riști viața, și lucrul acesta a fost apreciat de ei. Mai cu seamă, frați și surori, imaginați-vă în zilele în care trăim, când stabilitatea financiară este destul de șubredă, și să te gândești că poți să lași copiilor tăi pentru generații un tron, nu bani, nu numai avere, ci să fii împărat. Aș vrea să vă spun că dacă a fost frumos din partea lor să le fac această ofertă, a fost frumos din partea lui Gedeon să-i refuze. Și știți de ce? Pentru că el și-a dat seama că nu el i-a eliberat de sub mâna lui Madian, ci Dumnezeu, așa i-a promis, a fost cu el. Dumnezeu a dat biruința aceasta. Frați și surori, în viața omului sunt multe ambiții. Și e bine să ai ambiții bune. Ferească-ne însă Dumnezeu de ambiții care sunt împotriva lui Dumnezeu. Niciunul dintre noi, atunci când este vorba între mine și Dumnezeu, între tine, între fiecare dintre noi și Dumnezeu, El este Cel ce are prioritatea. Și să facă Dumnezeu ca aceasta să fie ambiția noastră, să-L punem pe Dumnezeu pe primul loc în viața lui. Întrebarea însă este cum acest om care a fost modest, un om care a cunoscut puterea lui Dumnezeu, cum ajunge la o cădere atât de grozavă, atât de teribilă? Frați și surori, întotdeauna atunci când diavolul uneltește în viața copiilor lui Dumnezeu, el nu uneltește singur. El pregătește acea atmosferă și aș vrea să observați că acești oameni care au venit la Gedeon, ei n-au făcut altceva decât să practice o respingere subtilă a teocrației sau a guvernării lui Dumnezeu. Orice om este predispus slăbiciunei, nebuniei și inconsistență. Orice om are un moment de slăbiciune și niciunul dintre noi, de aceea cuvântul lui Dumnezeu spune, când ești tare, atunci ești slab.
Niciunul dintre noi nu poate să stea în picioare decât prin ajutorul lui Dumnezeu. Niciodată să nu ne lăsăm mintea întunecată de nebunia pe care diavolul caută să o pună. Fratele a amintit de Daniel și de judecătorii, de împărații care au fost acolo plini de mândrie și de nebunie. Dar, dragii mei, ferice este acel om care perseverează în umblarea lui cu Dumnezeu. E așa de frumos să înțelegem că acest om modest face un lucru pe care ar trebui să-l facem fiecare dintre noi. Atunci când ești ispitit să-ți iei privirea de la Dumnezeu. Și nu e așa că sunt de multe ori împrejurări și oameni care vin și care te fac să te uiți la tine și îți spun cuvinte frumoase, măgulitoare, copleșitoare. Îi îndreptăm noi pe oameni spre Dumnezeu? Gedeon a făcut lucrul acesta și el i-a spus oamenilor: eu nu voi domni peste voi, ci Domnul va domni peste voi. Niciodată să nu uităm, noi oamenii nu suntem altceva decât niște instrumente în mâna lui Dumnezeu. În 1 Corinteni, capitolul 1, Apostolul Pavel scrie bisericii din Corint care au, acești oameni au început să se uite la slujitorii lui Dumnezeu și fiecare dintre ei și-au ales pe câte unul. Și nu poți să ai și pe oameni și pe Dumnezeu. Ori alegi pe Dumnezeu și atunci îi ai și pe oamenii lui Dumnezeu, ori îi alegi pe oameni. Apostolul Pavel scrie în 1 Corinteni 1 cu 13, Hristos a fost împărțit, Pavel a fost răstignit pentru voi, sau în numele lui Pavel ați fost voi botezați? Nici unul dintre noi nu suntem altceva decât niște instrumente în mâna lui Dumnezeu. Frați și surori, să ne ferească Dumnezeu de orice subtilitate care ne îndepărtează de sub guvernarea lui Dumnezeu. Biserica lui Hristos este întotdeauna în mâna lui Hristos. Iisus Hristos este capul și cuvântul lui este acela care domnește în viețile noastre. Și tot ceea ce facem în locul acesta este și trebuie să fie după cuvântul lui Dumnezeu. Dar, dragii mei, e interesant că și atunci când dorești ca să rămâi sub stăpânirea lui Dumnezeu, nu știu de câte ori vi s-a întâmplat să stai de vorbă cu cineva, așa cum și Gedeon a stat de vorbă cu oamenii aceștia, și există dorința ca atunci când stai de vorbă cu cineva și simți o abatere de la Dumnezeu, să-i întorci privirile acelei persoane înapoi spre Dumnezeu. Gedeon a făcut lucrul acesta și este foarte trist și regretabil. Și pentru fiecare dintre noi, aș vrea în seara aceasta să înțelegem, când ești îndreptat de cuvântul lui Dumnezeu, fie în predică, fie într-o discuție personală, fie în citirea cuvântului lui Dumnezeu, să nu ezitezi un moment, chiar dacă a fost un moment de neglijență, de alunecare, de abatere, să te întorci înapoi la Dumnezeu. Cuvintele acestea trebuiau să producă rușine, trebuiau să producă regret în viața acestor oameni, pentru că aceștia sunt copiii lui Dumnezeu, aceștia sunt poporul lui Dumnezeu. Nu e un lucru ușor să refuzi pe oameni ca să-L ai pe Dumnezeu. Și Gedeon a făcut lucrul acesta, dar, frați și surori, e interesant însă că a făcut o cerere. Gedeon a făcut o cerere și când m-am uitat la cererea aceasta
a lui Gedeon mi s-a părut ceva care nu pot să explic altfel decât amintându-mi de ceea ce s-a întâmplat atunci când s-a născut în mijlocul evreilor vițelul de aur. Nu vi s-a părut aceeași cerere fiind spusă după ce evreii au ieșit din Egipt și le-a spus Aron ce să aducă? Tot aurul. Tot aurul. Aș vrea să nu uităm niciodată, aurul a avut și încă are valoare în fața oamenilor. Sunt multe anunțuri în care oamenii spun investește în aur, că aurul nu-și pierde niciodată valoarea. Pe pământul acesta aurul are valoare, dar nu are valoare înaintea lui Dumnezeu. Aurul, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, cel mai scump pentru noi este credința. Așa spune, credința mai scumpă decât aurul care piere. Aurul piere. Ce interesant însă este că în situația aceasta când aurul vine la Gedeon, spune cuvântul lui Dumnezeu în cantitate, în versetul 26, destul de mare. În versetul 27, cuvântul lui Dumnezeu spune, Gedeon a făcut un efod. În Exodul capitolul 24-25, când Moise primește învățătura de la Dumnezeu cum să facă îmbrăcămintea preoțească, acolo este efodul. Ce este important despre efodul acesta? Că era îmbrăcat de marele preot și pe efodul acesta erau cele două pietre, Unim și Tumim. Și se cunoștea voia lui Dumnezeu într-un mod deosebit, se pare că era o strălucire în pietrele acestea și de multe ori când se cunoștea voia lui Dumnezeu, se cunoștea prin pietrele acestea care erau pe efodul acesta. Nu știm exact de ce Gedeon a făcut efodul. Nu știm absolut ce scop a avut el cu efodul acesta. Un lucru care însă ne spune cuvântul lui Dumnezeu este că efodul acesta a ajuns o pricină de cădere pentru Gedeon, familia lui, o cursă pentru toată casa lui, o pricină de curvie pentru poporul lui Dumnezeu. Atunci când ne gândim la cădere, aș vrea să înțelegem, pe lângă faptul că începe cu o respingere a guvernării lui Dumnezeu și apoi continuă prin lucrurile care apar intenții bune. Nu am îndoială că atunci când a făcut lucrul acesta Gedeon a avut o intenție bună. Probabil că faptul care l-a dus la această decizie a fost cauzată de situația dintre Efraim. Efraimiții, unul dintre cele 12 seminții a lui Israel, au fost supărați că nu au fost chemați la război. Și tensiunea aceasta dintre ei și faptul că Shiloh, locul de închinare, era pe teritoriul efraimiților, e posibil ca Gedeon să fie spus: am ridicat după porunca lui Dumnezeu altarul lui Dumnezeu în Ofra și acum să pun acolo un efod. Și m-am gândit la adevărul acesta care s-a întâmplat și se va întâmpla câte vreme vor fi oameni pe pământ și chiar copii ai lui Dumnezeu. În loc să se ajungă la împăcare deplină între frați, se aleg soluții omenești. Pentru că tot ceea ce a făcut Gedeon n-a fost altceva decât o soluție omenească. Frați și surori, în toate intențiile noastre bune pe care noi le avem, întotdeauna să ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu. Gedeon a făcut ceea ce este bine și Dumnezeu i-a dat biruință atunci când a ascultat de cuvântul lui Dumnezeu.
Momentul acesta însă de neascultare înaintea lui Dumnezeu n-a fost numai pentru el o pricină de cădere, ci pentru casa lui și pentru poporul Israel. Ne vom uita și aș vrea să ne uităm la Abimelec, care a fost anunțat în pasajul acesta, și pentru cei ce sunt tineri. Aș vrea să fie o lecție pentru cei tineri, pentru că este aici nu numai pentru ei, ci și pentru părinți. O lecție foarte importantă, cum noi ca și părinți putem influența copiii noștri. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că acest om a reușit să se bucure de o viață, cum să zic eu, ca și a celorlalți oameni, a avut multe femei, s-a născut un san, un fiu, dar i-a venit și lui vremea sfârșitului. Orice om începe viața și o sfârșește fără să vrea el și, așa cum spunea fratele Nelu, vine un stroc, unii mai trăiesc, alții rămân paralizați și alții sunt afectați într-un fel sau altul. Dar, dragii mei, aș vrea să rămânem cu câteva gânduri în seara aceasta de la omul acesta și de la experiența pe care el a avut-o potrivit cu cuvântul lui Dumnezeu. Cum să ne ferim de cădere? Cum să ne ferim de cădere? Pentru că este, potrivit cu cuvântul lui Dumnezeu, oportunitatea de a ne feri să cădem în cursa diavolului. Întâi de toate, așa cum am spus, cuvântul lui Dumnezeu pe care îl ascultăm, pe care îl citim, pe care vrem să-l înțelegem, trebuie păstrat cu scumpătate. Așa spunea Timotei, Pavel tânărului Timotei. Această carte este inspirată de Dumnezeu, insuflată de Dumnezeu și de folos să mustre, să învețe și să dea înțelepciune ca omului Dumnezeu să fie destoinic pentru orice lucrare bună. E adevărat că mintea noastră este așa de preocupată de multe lucruri și fiecare dintre noi vrem să reținem cuvântul lui Dumnezeu. Frați și surori, mai mult ca oricând, fiecare dintre noi e așa de important să reținem, să memorizăm cuvântul lui Dumnezeu, să-l învățăm, să-l păstrăm în inima noastră și să putem, așa cum spunea înțeleptul Solomon, cum își va ține tânărul curată cărarea, îndreptându-se unde? După cuvântul tău. Strâng cuvântul tău unde? În inima mea, ca să nu păcătuiesc înaintea ta. Un alt lucru pe care aș vrea să nu uităm să-l facem niciodată este că, ca să nu abandonăm altarul lui Dumnezeu. Este așa de trist să vezi cuvântul lui Dumnezeu spune, după moartea lui Gedeon, copiii lui Israel au început iarăși să curvească cu cine? Cu Baalii. Dumnezeii popoarelor care au fost dați în mâna poporului Israel și care trebuiau să fie nimiciți. Dragii mei, copiii lui Dumnezeu care au cunoscut puterea lui Dumnezeu și care și-au alipit inima de Dumnezeu, ei au un altar. Altarul nu este altceva decât un simbol al închinării, este presărată Scriptura de altare. Cuvântul lui Dumnezeu spune, Avram a ridicat altar înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să nu uităm să ridicăm aceste altare înaintea lui Dumnezeu, să le ridicăm în inimile noastre când suntem la serviciu, să le ridicăm atunci când conducem, să le ridicăm atunci când suntem în casele noastre, să le ridicăm atunci când ne adunăm copiii înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun, absolut nimic nu garantează această putere a lui Dumnezeu care ne păzește de cădere decât atunci când păstrăm cuvântul lui Dumnezeu și atunci când ridicăm
altare pentru slava și gloria lui Dumnezeu. V-ați gândit vreodată cum este posibil ca acest popor care a spus Domnul Dumnezeu este Dumnezeul nostru să spună acum Baal este Dumnezeul nostru? Au luat pe Baal Berit ca Dumnezeu al lor. Cel mai mare șiretlic pe care diavolul îl folosește ca să captiveze copiii lui Dumnezeu este idolatria. Idolatria este acea lucrare pe care diavolul o face în care să îți spună în fața ochilor tăi lucruri, persoane, situații și să te uiți la ele mai presus decât la Dumnezeu. Să-L înlocuiești pe Dumnezeul care te-a mântuit, pe Dumnezeul care te păzește și te binecuvintează cu orice altceva. Apostolul Pavel spune în Roman, capitolul 1, au înlocuit lucrarea cu Creatorul. Și se pare că oamenii aceștia au făcut lucrul acesta. Israel a fost ales de Dumnezeu ca să fie poporul său, așa cum biserica a fost aliasă ca să fie miriasa lui Hristos. Biserica lui Hristos este plătită cu prețul suprem, așa cum ne-am adus aminte azi dimineață la masa Domnului, este sângele Domnului Iisus Hristos. Nimic și nimeni nu ne va putea smulge din mâna Lui, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Suntem plătiți, suntem săpați în palmele lui Dumnezeu, L-a costat pe Dumnezeu așa de mult. Și totuși, miriasa lui Hristos, așa de ușor, ca și într-o relație de familie, soțul sau soția sunt ispitiți să-și lase, să-și uite dragostea pentru celălalt și să se uite și să aibă impresia că iarba e mai verde, cum spun americanii, în grădina cealaltă. Așa a făcut poporul Israel. L-a lepădat pe Dumnezeu și s-a întors înapoi la păcatul idolatriei. În seara aceasta, nu știu dacă ai ajuns să fii ispitit atât de mult încât să cazi. Nu știu dacă au fost momente în care să te uiți la orice altceva, să-ți iei ochii de la Dumnezeu, să renunți la cuvântul lui Dumnezeu și la ceea ce spune Dumnezeu și să faci ceea ce ai crezut tu că este mai bine. Și îmi dau seama că au fost momente și personal am avut situații în care am stat de vorbă cu oameni care au fost la punctul de a se prăbuși și așa cum a făcut Gedeon, am încercat să-i opresc și să le îndrept privirile spre Dumnezeu. Dumnezeu care a izbăvit și are putere să ne izbăvească. Dar, dragii mei, căderea este inevitabilă. Fiecare dintre noi poate într-un moment sau altul de slăbiciune, de nebunie, de inconsecvență față de cuvântul lui Dumnezeu și față de darul pe care Dumnezeu ni l-a dat, e posibil să cădem. Însă nu uitați, păstorul a lăsat 99 de oi și s-a dus unde? După cea căzută. În seara aceasta, cea mai importantă întrebare pe care aș vrea să ne-o punem fiecare dintre noi în inimile noastre, întâi de toate, ai auzit glasul păstorului? Toți am fost căzuți, toți am fost pierduți, toți am fost răvășiți și zdrobiți de păcat, dar într-o zi păstorul cel bun a venit și ne-a chemat și ne-a adus la sine. Aș vrea să spun în seara aceasta, e același glas care te-a chemat prima dată, care poate din orice stare de cădere te strigă în seara aceasta și îți spune, așa cum a făcut Dumnezeu minunea în viața lui Augustin, omul acesta care s-a luptat cu păcatul,
Mama lui se ruga pentru el și Dumnezeu i-a spus, ia și citește. Și cuvântul lui Dumnezeu i-a vorbit acestui om și Dumnezeu i-a schimbat inima acestui om, dar interesant, el a spus, Doamne, aș vrea să mă pocăiesc, parafrazez, dar nu acum, nu pot să mă las chiar așa ușor de păcat. Dragul meu, evreii aceștia, poporul lui Dumnezeu, sunt o mărturie pentru noi și ne spune fiecăruia dintre noi, atunci când ne îndepărtăm de Dumnezeu, nu facem altceva decât ne ducem pe drumul căderii noastre, pe drumul dezastrului și pentru cei mai mulți, frați și surori, drumul acesta este un drum irecuperabil. Pentru că, așa cum v-am spus de multe ori, atunci când inima se împietrește, atunci când inima este rezistentă la cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu în evrei spune, este cu neputință să întorci pe cineva, să aduci pe cineva la pocăință. Frați și surori, aș vrea așa de mult ca fiecare dintre noi să rămânem tari pe drumul credinței și să ne uităm cu toată nădejdea la Dumnezeul care a promis că nu ne va lăsa. Cu niciun chip nu te voi părăsi, e promisiunea lui Dumnezeu și nu contează cât de adâncă este valea, o mâna lui Dumnezeu nu este prea scurtă, urechea lui nu este prea tare să ne audă, Dumnezeu are putere să ne izbăvească. Așa de mult aș vrea ca noi cei care am fost izbăviți, sau dacă poate este cineva în seara aceasta care își dă seama că a căzut, să nu disperi. Să nu te zbați singur, ci să te duci la cuvântul lui Dumnezeu, așa cum am spus despre Augustin. Aș vrea să te pui pe genunchi acolo unde ești sau poate să o faci în locul acesta și să-i spui, Doamne, ai milă de mine. Doamne, fă-mă să aud glasul Tău. Aprinde-mi în inima mea acel dor după Tine și fă-mă să Te urmez pas cu pas. Pentru că, frați și surori, poporul Israel care a plătit un preț așa de mare, 40 de ani Dumnezeu le-a dat binecuvântare, le-a dat pace și după 40 de ani l-a uitat pe Dumnezeu. Gedeon s-a dus și Dumnezeu a trimis alți judecători. Aș vrea însă să spun în seara aceasta, pentru fiecare dintre noi nu mai există niciun alt mijloc decât Iisus Hristos. Și n-aș vrea ca niciunul dintre noi să îl refuzăm, să-i spunem, Doamne, nu am timp pentru Tine, n-aș vrea niciunul să fie în seara aceasta copleșit de căderea lui, ci să spună Domnului Iisus, Doamne, mai ai milă și de mine. Și fie ca noi, cei care am cunoscut izbăvirea lui Dumnezeu, să fim gata să izbăvim și pe alții. Am ales aici un citat cu care aș vrea să închei și interesant, cel ce spune citatul acesta este Napoleon. Acest om care a spus, eu am vrut să cuceresc lumea prin forța sabiei și n-am putut. Iisus a cucerit-o prin dragoste murind pentru ea. Dumnezeu a cercetat inima acestui om, auziți ce spune el, am să mor înainte de vreme și trupul va fi dat înapoi pământului unde viermii îl vor devora. Ce abis desparte adânca mea mizerie și împărăția eternă a lui Hristos. Mă mir la faptul că visurile ambițioase ale mele, ale lui Alexandru și ale altor cezari, trebuie să dispară ca și aerul. Iisus, evreul, își întinde mâinile cu putere peste viacuri și controlează destinul oamenilor și al națiunilor. Fie ca acest Iisus, păstorul nostru al sufletelor noastre, în seara aceasta să fie Cel care nu ne lasă în nicio stare de mizerie, niciunul să plece din locul acesta fără Iisus, ci proclamă-L pe Iisus, umblă cu El și Domnul Dumnezeu să ne păzească pe noi, Biserica Emanuel, pe copiii noștri și pe toți cei dragi ai noștri, de orice cădere. Amin.
Haideți să ne ridicăm. Cred că se potrivește refrenul cântării acesteia cu mesajul care l-am auzit: când la cârma vieții e, zi de zi numai Iisus, nu ne clătinăm de fel, nu ne poticnim pe cale. Soare vine nor, după nori ar vine soare, după mine vine rău, după greu zile ușoare. Când e greu să ne la cârma vieții e, zi de zi numai Iisus, nu ne clătinăm de fel, nu ne poticnim pe cale, căci la timp și ne la timp, noi să ridicăm alcare, presărim. Grele, e tot bun ca zile bune, fața lui e tot țeină, când e soare sau furtună, fiindcă temelia lui zidită pe se clatină de fel, el pe stâncă e zilit. Când la cârma vieții e, zi de zi numai Iisus, nu ne clătinăm de fel, la timp și ne la timp, noi să ridicăm altare, presărându-le mereu, zi de zi pe-a noastră cale. La cârmă. Când la cârma vieții e, zi de zi numai clătinăm de fel, nu ne poticnim pe cale, căci la timp și ne la timp, noi să ridicăm altare, presărându-le Mulțumim Domnului pentru părtășia din seara aceasta. Mulțumim Domnului pentru că l-am ales pe El să fie la cârma vieții noastre. Fie ca să putem să umblăm cu El în săptămâna aceasta, Domnul să vă binecuvinteze la plecare și la venire, la început și la sfârșit. Pe oriunde veți fi
și Domnul Dumnezeu să facă ca cei care sunt izbăviți să fie folosiți ca să izbăvească pe alții din orice cădere. Ne vom închina înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și aș vrea să-l rog pe fratele Dorel să ne conducă în această rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Slavă-ți. Glorie ție, Doamne! Slavă-ți. Te rugăm. Amin. Te rugăm. Te rugăm, Iisus. Da, te rugăm. Amin. Te rugăm. Amin. Te rugăm. Amin. 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 Și harul bogat al Domnului Iisus Hristos, iubirea Părintelui Ceresc și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi toți și acum și până în ziua veșniciei. Amin. Tu să nu mă lași. Tu să nu mă lași. Tu să nu mă lași. Să ne binecuvinteze. Amin. Să aveți o săptămână bună.